Protestul Reva Foame direct de duminică, dar manifestarea a fost în al doilea început în fața poliției județene. Și eu neștiind că vine prim-ministru Victor Cioloș, domnii ofițeri de poliție m-au făcut în așa fel încât o vin salvare, ne-au luat tensiune și m-au speriat că e 22-21 cu 11, încă nu a fost așa și m-au blocat în spital până când a plecat domnul Cioloș din Alba, ca să nu dea ochii cu mine că fac manifestare. De ce protestați? Protestarea e din cauza dosare neîmplinite. Sunt două dosare care, una denește familia de exclus, mamă și fiu, m-a extorcat de 120 de milioane și un dosar cu divorț. A fost la soție, m-a declarat mor la bancă, nu-i pregătit în mormântare, s-a intermit cu falsuri prin declarație și prin avocat și am pierdut. Practic nu că l-am pierdut, dar nu ne-au dat banii care am cheltuit prin tribunal pentru divorț. Și cum, vreți să spuneți că în acte sunteți decedat? Da, așa, m-a și înregistrat în banca de BCR-ul cu GIR. Puteți merge să vă interesați. Bine, acum e modificat, dar puteți vorbi cu doamna Chirilă Rodica și cu șefa. Chiar dumnealor m-au găsit pe ecranul monitorului ca fiind decedat. Și au început să râd și am întrebat, eu cum sunt nevăzător, văd foarte slab. Am luat ceva dos pe mine, face, nu, aici ai trecut că ești decedat. Și atunci m-am supărat și am băgat la divorț. Și ce vreți să obțineți în urma acestui protest? Care sunt revendicările de astea? Ce le-am cereți? Le-am trecut pe panou și pe o parte și pe alta. Vreau de la familia de escros să recuperez valoarea de 120 de milioane vechi, 12.000 de roni, și de la soție de la divorț, fosta soție de la divorț, să-mi obțin drepturile că eu m-am îmbolnăvit în timpul căsătoriei, datorită muncii cât am lucrat în căsătorie și pe schelele din construcții în Spania, am venit de țară de m-am operat de ficat și m-am operat de 3 ori, a fost prepăd cu ficatul și a treia oară, în 3 luni de zile m-am operat. De cât timp protestați? De cât timp protestați și până când aveți de gând să... Până mi se rezolvă problemele, nu voi pleca de aici, am început cu data de 21 oficial în fața clădirii la poliție, în 22 la tribunal și o zi aici, o zi acolo. De mâine încolo încerc să viu cu sicriu și când nu mă voi mai putea transborda dintr-un loc în altul, mă culc în el. Deci duc cu mine dreptate, adevărul și cinstea. Voi scrie pe capacul sicriului. Și sunteți în greva foamei. În greva foamei. N-ați mai mâncat nimic din... Deloc de duminică. De duminică. Și mâine aveți de gând să veniți cu sicriu aici? În fața poliției. În fața poliției. Fac un sicriu, machetă, formal, din ceva carton și mă voi prezenta acolo. O zi și o zi. O zi la poliție, o zi la tribunal. Și când nu mă mai pot duce de colo-colo, o să mă stabilesc într-un singur loc și... Și ce scrie pe bluza dumneavoastră? Văd că și pe față și pe spate aveți ceva. Ce să scrie? Mi-e sete de dreptate, dar mi-e foame de adevăr. Și pe spate? Unde ești? Unde ești tu, Vlad Țepeș? Luptă, luptă, Zoro. Da. Mie îmi spun prietene Zoro, somnul care spar pietre cu pumnul. De unde sunteți? De la Săliștea Cioara. Vârsta și numele dumneavoastră? 65 de ani. Mă cheamă Hațăgan Nicolae. Da, mulțumesc.